Clubul de șah Pionii Romașcani a organizat în colaborare cu un centru comercial din oraș Cupa Toamnei la șah. La competiție au participat 80 de copii de la Clubul de șah Gambit din Huș, antrenor Marius Ursan, de la Hobby Club din Bacău, antrenor Ionuț Lazăr, de la Palatul Copiilor Piatra Neamț, antrenor Ionel Păslariu și de la Clubul Minerva din Pașcani. Clubul de șah Pionii Romașcani, în colaborare cu centrul Roman Wellness Center, a organizat concursul de șah Cupa Toamnei, sâmbătă 10 septembrie. Au participat 80 de copii, un număr mare de copii, de la mai multe cluburi. A fost un concurs frumos, am avut premii atractive, cei câștigători au primit cupe și medalii, diplome, toți copiii. Pe lângă asta, fiecare copil a servit o felie de pizza de acolo și o înghețată, toți copiii au primit o înghețată. Și am avut și o tombolă cu articole sportive, mingi de fotbal, de volei, basket, palete de badminton. Au fost 6 runde, șah rapid, Pionii Romașcani s-au descurcat bine, a fost un concurs puternic, au venit copiii bine pregătiți de la cluburile care le-am menționat mai sus, dar a fost frumos, copiii s-au simțit foarte bine și părinții la fel. Și locația a fost super. Da. Momentan avem o colaborare cu Clubul Copiilor Roman și o să desfășurăm împreună un concurs în luna octombrie. Iar în noiembrie, în principiu, o să mai facem un concurs mai special, să zic așa, Cupa Familiei. Urmărim să o facem, în care o să joace doi membri de familie, părinte cu copil, bunicul cu nepot sau verișori, frați. O să fie pe echipe, 2-2, 2-2. Și o să facem un concurs mai spre sfârșitul noiembrie.